Consiliul Liberal vor să construiască un spital municipal datorită spitalului județean care nu mai este performant sau fac condițiile de acolo. Au stabilit ei chestia asta. Cine a stabilit chestia asta că nu e performant? S-au dat comunicate că principalul motivul este spitalul județean. Anumite personaje de acolo cu teoriile lor de-a dreptul idiote, cel mai bun spital este pe autostrada, habar n-au ce se întâmplă în spitalul județean, habar n-au munca acolo, sigur că nu sunt lucrurile puse la punct. Sigur că la un moment dat ne punem problema, poate ar fi fost mai bine să nu ne-a permis nimeni până acum să spună dărâmați spitalul ăsta și faceți unul nou. Am făcut-o probabil, da? Dar e o muncă a oamenilor de acolo și ar trebui să știe mecanismele prin care funcționează un spital. Păi așa mă gândesc și eu mâine să fac să fac o rampă de lansare a rachetelor cosmice pe aici până. La ce mi-ar folosi? Domnul președinte. Problema lor asta e problemă de public. Hai să facem un spital. Păi să-mi spună ei mie unde, în afară de Mioveni, cine a mai făcut spitale noi în România? Să-mi spună ei liberalii ăștia dacă aveau gânduri așa mărețe de a construi un spital, când genialul ăsta, Câțu, cu genialul ălaltul de la USR, au făcut PNRR-ul. Și au aruncat acolo 4 spitale la Timișoara, 3 la Sibiu, 3 la nu știu unde, la Cluj. Și pe lista lungă apărem și noi cu secția de radioterapie. Pe lista aia lungă. Dar suntem unii din fericiți. Pentru că am depus documentații și acolo. Și am mai depus documentații și pentru extindere spital Vedea. Și de ce nu au vorbit atunci cu Câțu? S-au dus la congres. Câțu, Câțu, Câțu. N-au, s-au dus, băi, dacă bagă și pe cu spital acolo. Facem un spital în Argeș, putem să-i găsim și după finanțare, și ea de la Consiliul de Țean, mai scapă de niște cheltuieli pentru spitalul de Țean, pac, mutăm acolo tot personalul, clădire nouă și așa mai departe. Așa ca să ne punem proiecte. Facem un spital în Pitești. Bun. Și la ce folosește? Știu ei mecanismele prin care un spital este finanțat? Și e lupta care se duce în fiecare zi la ora aceasta pentru numărul acela de pat, pentru specialități, pentru medici de specialitate? Trebuie să vă interesați să vedeți cu ce probleme se confruntă spitalul, managementul spitalului. Noi avem rolul acesta de a fi cei care finanțează funcționarea unui spital. Nouă avem. Sunt lucruri grele. Cresc prețurile. La energie, la tot. Managerii vin în fiecare zi. Mai dați-ne atâta, mai dați-ne atâta. Numai noi știm de unde tăiem, de unde luăm, de unde ducem. Legiuitorul a stabilit printr-o ordonanță creșterea alocației de hrană pentru copii. Copii instituționalizați. Da? Nu era să fie. E foarte bine, pentru că am avut grijă ca pentru niște refugiați să dăm 90 de lei și ai noștri erau pe 16 lei. Mai vorbesc cu alimentația la spital. Și cine suportă la ora aceasta cheltuielile? Consiliul de Țean. Ce face Consiliul de Țean? Ia de la cultură, ca să știți mai asta, 8 miliarde jumătate pe an vechi și duce la DGASPC. Și mânzână mai citește și hârtiile. Și să uită acum pe propunerile de modificare. Legea bugetului. Și ce constată? Că la DGASPC-ul? Zero. Zero. Cu problemele astea ne confruntăm. Voință? Și vor să construim, aia construim. Ce facem cu după? Ce facem după? Le propunem, nu trebuie să fie în Pitești, spitalul Pitești. Spitalul Pitești nu trebuie să fie în Pitești. Cine a văzut lumea aceea civilizată,
Duceți-vă la Cibadel, că nu trebuie să fie în Istanbul. Era 40 de kilometri de Istanbul. Le dăm noi un spital, Consiliul de Țean. Facem protocol cu ei. Îl modernizează, îl fac, îl extinge. Îi putem și pe județean după ce termină proiectele. Și județeanul. Trebuie finanțarea înapoi la guvern. Haideți, domnule. Ce bine ar fi, domnule, că nu se mai poate acum. E un drum fără întoarcere. Și asta... Construcția unui spital nu înseamnă construcția unui clădiri. Am mai spus-o. Aștept pe oricine, la fiecare ședință de Consiliu de Țean, am spus așa, aștept toți consilierii, le stăm la dispoziție, discutăm proiecte. Le-am mulțumit domnul Nicolaescu, le mai mulțumesc și eu pentru modul în care, la un moment dat, o spun, au înțeles că trebuie să colaborăm. N-am folosit ghilotina aceea votului. M-am supărat așa, personal, când ori s-au făcut că nu înțeleg, ori au venit aici ca să voteze, numai așa, dar am primit indicația la București să votăm împotrivă. Păi dacă ce, aveți un argument? Puteți să spuneți, nu-mi place că ținem în zână, de-aia votăm împotrivă. E bun și asta. E de IQ de la... Da, merge.